După ce Corvinul Hunedoara a venit în curtea școlii gimnaziale numărul 1, bucurând elevii și părinții celor mici ce învață acolo, corviniștii mai fac un pas pentru aducerea tinerilor hunedoreni la meciurile echipei Fanion a municipiului. Astfel, sub sloganul Spiritul corvinist se cultivă de mic, Corvinul Hunedoara invită pe hunedoreni să-și aducă copiii la meci. Pentru aceștia, intrarea se va face gratuit. Spiritul corvinist se cultivă de mic. Tocmai de aceea ne dorim să vedem cât mai mulți copii la meciurile de acasă. Așa că, începând cu partida de sâmbătă cu CS Unirea Ungheni 2018, părinții care însoțesc pe cei mici la meci au intrarea gratuită până la finele sezonului. De mână împreună pentru Corvinul! Așadar, copiii și părinții vor beneficia de intrare gratuită chiar de la următorul meci, la derbiul cu Unirea Ungheni, ce se va disputa sâmbătă 1 octombrie de la ora 15.